Doamna Spădaru, sunteți cu noi în continuare. Vreau să vă întrebăm și să faceți niște precizări legate de mărturiile video în cazul în care aveți și urmează eventual să le oferiți presei înregistrări video sau probe video pe care încă nu le-ați transmis, care să arate că ați primit sau modul în care ați primit, deci din procesul pe care l-ați avut sub acoperire. Deci când ați primit, cum ați primit, ca să documentați inclusiv pe video pe care să le prezentați ulterior și presii, ca să avem toate datele din partea dumneavoastră de neimplicare cu Ilanșor, așa cum spun gurile rele, și că toată această treabă cu agentul sub acoperire este însă o operațiune pe bune, nu așa cum spune o parte din presă sau o parte din rețelele sociale. Vă rog. Eu pot să vă zic un lucru, că o bună mare parte din presă și o bună mare parte din politicieni fac jocul lui Șor. Iată de ce vreau să-i felicit pe colegii mei din platou care pun la îndoială această investigație. Eu înțeleg că această investigație este fără de precedent. Eu înțeleg că istorii cu agenții pe acoperire noi, Republica Moldova, am văzut doar la televizor. Eu înțeleg că mintea colegilor din platou și celorlalți politicieni nu poate să ajungă la ceea ce am făcut noi împreună cu colegii din misiunea mea. Cert este un lucru. Tot ce am documentat eu a fost anexat dosarului și, conform acestor date, Șor va fi judecat cu certitudine. Din păcate, nu vă pot oferi multe detalii, pentru că tot materialul probatoriu pe care eu l-am colectat în calitate de agent cu acoperire este dovada unui dosar penal și, desigur, eu nu pot să vă prezint. Eu am niște videouri pentru mine, pentru familia mea ca amintire, și am oferit astăzi cu mare drag colegilor mei din Nord News de la Belt, ca să mai fac și ei sărmanii niște vizualizări. Iată, acolo veți vedea și telefonul BRIA și renumita pungă de hârtie cu dolari pe care eu am predat-o instituțiilor de stat conform procesul verbal, așa cum este corect.